Salutare tuturor! Eu sunt David și astăzi avem la review un set super special dedicat fanilor Harry Potter, precum sunt și eu, și este vorba despre nimeni alta decât casa familiei Weasley sau pe numele său The Barrow, ce poartă codul 76437. Setul este o reprezentare la scară de minifigurine a celebrei deja case din seria Harry Potter, care pe lângă că vine cu o grămadă de minifigurine, despre care o să vorbim un pic mai încolo, are și o mulțime de detalii și referințe din film, însă toate acestea în minutele care urmează. Păi, vorbim de un set cu 2405 piese, cu 24 de pungi ambalate în clasicele deja pungi de hârtie, toate împachetate în această cutie în stilul 18+, cu fundalul negru și această bandă albastră tipică seturilor Harry Potter în partea de jos. Pe spatele cutiei descoperim prima surpriză, și anume aceea că vizuina noastră se și deschide, iar în lateralele acestei imagini avem prezentate două scene din film, de-a dreptul emblematice, precum și câteva scene recreate în setul nostru. Construcția a fost super enjoying, am terminat setul în aproximativ 5 ore, construind pe rând fiecare jumătate a casei și astfel piesă cu piesă, fiind un deliciu pentru că astfel mi-am amintit și diverse scene din filmele ce sunt sigur că au marcat copilăria multora, printre care și a mea. Ei bine, și acum ce avem în față? Păi, până să ajungem la casa propriu-zisă, haideți să vorbim un pic și despre minifigurine, care nu sunt deloc puține la număr, și anume 10 mai exact. Un aspect interesant este că toate sunt reprezentate prin primul moment al apariției casei în film, mai exact atunci când Harry a fugit de acasă în fondul Anglii al familiei Weasley. Așa că, începem cu Harry, care are două expresii faciale, cea de-a doua reprezentă momentul când folosește pentru prima dată sistemul Flu Network de pe Diagon Alley și este îmbrăcat într-o bluză roșie cu picioarele mici de minifigurine. Ron este de asemenea o minifigurină simplă, cu a doua expresie facială a acestuia deja emblematică. Cei doi frați gemeni ai lui, Fred and George, au picioare scurte ce se pot îndoi, outfituri similare, însă expresii faciale diferite. Ginny are halatul ei de baie drăguț, în timp ce Percy este îmbrăcat în pijama. Arthur Weasley are un corp printat și de asemenea și o pălărie care cred că este la prima apariție într-un Lego. Însă are și un element de păr pe care îl poate purta la interior. Molly, în schimb, este vedeta setului. Cu ale ei brațe printate, împreună cu picioarele ce se mențuiesc cu corpul, având de asemenea două expresii faciale. Una fericită pentru momentele de discuție cu Harry și una nervoasă pentru când își ceartă copiii pentru că au zburat cu mașina tatălui. O adiție foarte plăcută sunt Charlie și Bill Weasley, care deși nu au apărut vreodată în scenele cu casa, sunt și ei incluși, făcând parte din familie până la urmă. Charlie este și mai interesant pentru că nici măcar în filme nu a apărut, fiind doar menționat în cărți de câteva ori, având ocupație cu dragonul lui din Transilvania. Și acum, hai să revenim și la viziunea în sine. Vorbim despre un set care are o înălțime de 46 cm, care la exterior este o reprezentare perfectă a casei din film, prin suprafețele care nu sunt similare între ele, cu geamurile de culori diferite și emblematicele etaje înclinate și geamul înclinat, ambele realizate prin niște tehnici de construcție super interesante. Am uitat să menționez, însă acest set a avut și câțiva precursori, și anume două seturi în niște dimensiuni mai reduse, precum și o mică adiție în Advent Calendarul din 2023, o scară foarte, foarte mică. Tot la capitolul exterior, putem aminti și că vizuina în filmul Camera Secretelor avea grădina porcușorilor în fața casei și acest lucru putem să-l facem și în varianta Lego, mutând astfel unde ne dorim segmentul respectiv. O adiție foarte faină din partea designerilor de la Lego. Și, pentru că este un set Harry Potter, avem nu că multe, ci extraordinar de multe referințe la diverse momente din film. Astfel, deschizând casa, ce este susținută de două balamale, suntem întâmpinați de mulțime de instanțe din serie. Fie că vorbim de covorul ce se coase singur, de vasele ce se spală singure, acționate printr-un mecanism simplu dar drăguț, sau ceasul ce se învârte constant pentru a arăta unde este fiecare membru al familiei, casa este plină de detalii. Și stați așa că suntem doar la parter. Totuși, tot aici găsim și una din funcțiile de joacă ale setului, și anume portalul pentru accesarea Flu Network, unde punând o minifigurină, avem ca un fel de lift pentru ca personajul nostru să se teleporteze. Deasupra regăsim și una din plăcuțele colectabile de-a lungul seturilor Harry Potter, aici avem de fapt chiar două. Urcând, avem baia, unde un detaliu drăguț este reprezentat de periuțele de dinți ale tuturor, în afară de cele ale lui Charlie și Bill. În plus, avem și o rătușcă de cauciuc, a cărui sens pentru oameni normali, probabil că Arthur încă îl caută. If you know, you know. Camera fraților gemeni se regăsește tot la primul nivel, având de asemenea multe referințe la filme, printre care și o listă cu invenții, precum și o cutie cu unele din acestea. Deasupra avem camera părinților, cu a lor pat înclinat și ceea ce se pare a fi colecția lui Arthur de obiecte ale persoanelor normale, printre care și o mică cabină telefonică, care mi se pare o referință drăguță la un set la care chiar Emilian a făcut review aici la noi pe canal, deci puteți să mergeți să-l vizionați. Urcând și mai sus, avem ceea ce pare a fi camera lui Percy, cu patul ce are în semnul Gryffindor pe el și cu un mic birou.
Camerele din partea înclinată a clădirii sunt accesibile prin scoaterea acoperișului sau chiar a etajului. Iar prima cameră este clar a lui Ginny, care are pe birou un anunț de Wanted al lui Harry, cu niște postere pe pereți cu o cuvertură cu o echipă de Quidditch. Și ultima cameră este normal a lui Ron, care și el are o cuvertură cu echipa lui preferată de Quidditch, câteva postere și un raft cu diverse lucruri. Cel mai înalt punct al casei este reprezentat de coșul acesteia, care sub el are și un balcon, care odată cu deschiderea casei și acesta se deschide, având acces din camera lui Ron pe o scară. Și cum era să uităm fix de Errol, povestința familiei Weasley, care se lovește tot și toate pentru a aduce corespondența acesteia. Multe chestii. Și nu sunt toate. Vă mai las pe voi să descoperiți în momentul în care aveți setul pe mână. Personal, pusesem de mult ochii pe un set mai mare din seria Harry Potter, până acum având doar mini momentele din filme, însă acest set a fost perfect pentru ceea ce îmi doream. De la construcție până la toate momentele reprezentate în casă, și să nu mai zic că este toată familia Weasley inclusă, întreg setul este reprezentarea perfectă a ceea ce este în filme, aducându-mi aminte foarte plăcut de ele. Așa că eu am fost David și acesta a fost review-ul setului 76437 Vizuina ediție de colecție, set pe care desigur că îl găsiți pe brickdepot.ro și în toate magazinele certificate Lego, care de asemenea mi se pare că este o ediție foarte frumoasă tuturor colecțiilor cu tematică Harry Potter și, dacă nu aveți încă deja una, de ce să nu fie chiar primul? Dacă v-a plăcut acest review, nu ezitați să ne lăsați un like și un subscribe și, dacă nu ați făcut-o deja, și un follow pe toate paginile noastre de social media, ne-ar ajuta super, super tare. Și pentru că trebuie să schimb un pic pentru acest set, zic ala deja clasică, zi faină, spor la construit și nu uitați că se apropie perioada perfectă pentru revizionarea filmele din seria Harry Potter.